în Psalmul 25, versetul 8, care vreau să-l adâncesc. Acolo arată și zice, Domnul este bun și drept, de aceea arată El la păcătoși cala. Pentru ce arată la păcătoși cala? Pentru că e bun și drept. Domnul să ne binecuvânteze pe tot. Deci, acum, de aici, am vrea să întreb dacă Biblia arată că El arată calea. De ce trebuie să arate Domnul la om calea? Pentru ce? Dacă ar fi pe unde umblă populația, pe unde umblă oamenii, să știe numai un singur drum, să nu știe atâția, numai un singur drum, ar mă trebui ca oamenii să întrebe că pe care drum s-o iei, dacă n-ar fi numai un drum, n-ar mă trebui să întrebe că pe care cale să se ducă, pe care drum. Dar fiindcă s-a tăcea drumul și omul vrea să ajungă un neopornit, stă la cruce de drumuri și întreabă că încotro s-o iei, pe care drum să ajungă unei sânta, unde s-o pornit. Și am aici am vrea să întreb în Sfânta Scriptură, și pentru ce? Că oamenii îți puși la răscruși, oamenii îți puși la cruce de drumuri, la întresecții, și se întreabă că care-i calea? Dacă nu s-a ști numai de una, toți oameni, nu trebuie să mă întrebe. Dar aici e problema, că oamenii zic, dacă e numai o Biblie, e numai un Dumnezeu, e numai Hristos, de ce să tâcea religii, de ce să tâcea partide, de ce să tâcea convențiuni? Ce e asta? Pe care încotro s-o luăm, că tăi ne trag în tăce leturile, că la ei și pe care se face încep, la ei calea, la ei. Și acum, dragine, știți ce? Vrem să întreb, ca să vedem ce ne răspunde Biblia aici. Domnul să binecuvinteze inimile, la preci, la ascultători, și Domnul să-i facă să înțeleagă. Domnul vrea să le arate care-i calea dintr-atâcea câte îs. Versul 12 din Psalmul 25 zice, cine-i omul ăla care se ceme de Domnul? La ala Domnul ce zice? I-arată calea care trebuie să o aleagă. Psalmul 32, versetul 8, zice, eu zice Domnul ce-o învăța și-ți voi arăta calea pe care trebuie să o urmez. Dacă merem Proverbe 16, și versetul 9, acolo zice, inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îndreaptă pașii. Dacă merem într-alog, iar ca să arătăm ce zice Biblia, Ieremia 6 și versetul 16, zice, așa vorbește Domnul, stați în drumuri și întrebați,
care-s cărările alea vechi? Care-i calea aia bună? Umblați pe el și veți găsi odină pentru sufletele voastre. Așa arată. Acum, vedeți, ce arată Biblia. Deci ce v-am vorbit, dacă mai multe drumuri, omul stă și întreabă pe care dus-o iei. N-o și pe linia duhovnicească. Dacă sunt atâția religii, atâția feluri de partide și Biblia arată că numai Dumnezeu, numai Hristos și aici, dacă oamenii se întreabă ce e de făcut, încotro să o iei. Deci, dragii mei, dacă ar și oamenii tăți bine de o singură credință, să și oamenii tăți de aceeași religie, numai una să și pe tot pământul, să nu și atâția cât ies. Știți ce ar zice oamenii? Ar zice oamenii, e bine că oamenii tăți sunt de o credință. E bine că oamenii tăți cre la fel. Dar zice oamenii atunci, Biblia aia nu-i dreaptă. Așa zice. Și zice, dacă aș fi tăți de o credință, ar băga degeaba la Biblie. Că nu-i dreaptă, dar zice, fiindcă Biblia arată și spune, a ales Domnul 12 apostoli și Domnul și-a rânduit în biserică. 1 Corinteni 12, versul 28. Știți că e rânduit în biserică? 1 apostol, a doilea proroc și a treilea învățător și mai departe cum scrie acolo. Deci, uite, dar ce să vezi? Biblia ne arată la 2 Corinteni 11, versul 13, că arată Pavel apostolul. Dacă Hristos a ales apostol, arată că are și diavolul și Satan are apostol. Și arată în 2 Corinteni. Și Pavel a zis, ăștia niște apostoli mișinoși, niște lucrători înșelători, care se prepac în apostolea lui Hristos. Și nu-i generale, că și Satana să face ingea de lumină. Atunci nu-i mare lucru dacă slujitorii lui se prepacă oameni neprihăniți, dar sfârșitul lor și după faptele lor. Așa arată. N-acum, dragii mei, să băgăm de seamă, uite, că nu putem să ascundem icoate, să arătăm adevărul așa pe față. Deci arată Biblia. Ziceți atâția. 1 Corinteni, capul 11, versetul 19, zice așa, că-și trebuie să și între voi și partide, ca să iasă la lumină cei găsiți buni. N-o Biblia arată. Dragii mei, precii, dacă greu așită bine, numai curat, fără corpul străine, nu le-ar mai trebui la oameni trie să puie să-l... îl șeamnă, să-l aleagă, să-l clăseze corpurile străine de altă parte și grâul de altă parte. Dacă și numai șirul lui curat grâu, dar dacă mesteca cu corpul străine, de ce? Arată Evanghelia. O semănat un om sămânță bună în țarina lui, dar când urnea oamenii, o veni vrăjmașul lui și o să mănea negină tot acolo între grâu.
sau în așa neagină. Așa că, oameni, nu tățâți greu. Dacă nu tățâți greu, că trebuie să fie și neagină și neva, atunci oamenii se întreabă pe care e greu și care e neagină. O să cunoști aliterarea tale, mai că cunosc, oameni. Dar Elena Domnișească, Silba, nu să știți, dragi mei, Ioan Apostolul arată în capul 2, copilașilor, este șasul de pe urmă. Și după cum ați auzit care să vină Anticrist, zice Ioan acolo, acum s-o ridica muzeia, de pe aia cunoște că șasul de pe urmă. N-am, dacă tăți așa de o credință, tăți bine cum a zis, și oamenii ar șeci și șecez oamenii în Biblie. Ar zice oamenii, dar unde sunt anticriștii? Că uite oamenii tăți sunt de o credință. Unde sunt învățători mișinoși? Unde sunt apostoli mișinoși? Unde, dacă Domnul rândi și proroși adevărat? Dar arată și așa Matei 6 cu 15, păziți-vă de proroșii mișinori, că vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru lupi răpitori. Așa îi arată în Evanghelie. Dacă oamenii șecesc în Biblie și pe una și pe alta, trebuie aici să devină oamenii să se lămurească oare care e calea care scrie că la care se cemege Domnul, Domnul îi arată calea. Și am o mere să o arătăm. Care-i calea dintre atâția? Care-i calea și o arată Biblia? Domnul să vă binecuvinteze. Și vrem să dovedim. Ia, îmi frate, pe care să la Evanghelia lui Ioan, capul 14. Așa. De la versetul 4 la 6. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci, cum putem să știm calea într-acolo? Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Aleluia. Nimeni nu vine la mine, nimeni nu vine la Tatăl, decât prin mine. Amin. Acum, aici s-a șecit. C-a zis Domnul Iisus că te ușeniși. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Și tocmai dată dați răstoarne și-o zis Domnul. Că Domnul le-a spus că știți unde mă duc și știți calea într-acolo. Și tocmai a zis, Doamne, nu știu unde ce duce. Cum să știm calea într-acolo? Dragii mei, ce bine a fost că a rămas unul nelămurit că nu știi care e calea. Că lămurindu-l Domnul pe ăsta unul, ne lămurește pe tăți bine. Domnul să ne binecuvânteze. Și ce spune Domnului Toma? N-o zis nici baptism, nici penticostal, nici adventism, nici martor, nici alte denumire, nici o firmă. N-o zis că scalea. Și-a zis gura lui Hristos așa, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât pe une. Prin mine, Domnul să ne binecuvânteze. N-ați văzut? Deci dar am ajuns une, ca să știm că calea, nu-s firmele, nu-s denumirile, firmele, denumirile, tot ce-s frumoase.
N-am venit împotriva la niciuna. Tăceți frumoase! Dar și ei nu zele calea, e Hristos calea. No, dacă El e calea, El e adevărul, El e viața, El să mă recomandă. În Ioan 10 cu 9, că zice Iisus, eu sunt ușa, cine va intra prin mine va și mântuit. Deci dacă El e și ușa, El e și calea, El e și adevărul și viața. Dar acum știți să vedem pe unde s-a dus, pe unde a mers. Și apoi găsim pe unde a mers El. Dacă El s-a recomandat că El e calea, adevărul și viața, pe unde s-a dus? Matei 3 cu 13. Îl găsim că s-a dus Iisus, El personal, la Iordan, la Ioan, să și boceze El de Ioan în râul Iordan. Și când a ieșit din apă afară, s-a întâmplat ceva pe acolo. S-a deschis cerul și Duhul Sfânt s-a coborât peste El. Încinge porumbel. Așa scrie. Acum, după ce Iisus o croit calea, drumul, pe la Iordan, pe la botezul în apă, apă pe unde o mers capul, acolo trebuie să meargă și trupul. Că Domnul El zice, eu v-am dat o pildă să faceți și voi cum am făcut eu. Deci El mi s-a dat de exemplu și o mers El pe acolo, pe la botezul apă. Și apoi după aia o mai trecut și pe la botezul cu Duhul Sfânt. Apoi poartă ce film ai purta, dar să știi să te duci pe unde o mers Hristos. Pe la tăce bocezele și pe la bocezul apă și pe la bocezul cu Duhul Sfânt și apoi și pe la bocezul cu foc. A zis Iisus, n-am un bocez și bocezat și când de mult doresc să îndeplinească. Și am ăsta bocez, a treilea, pe unde a trecut Iisus, era Tomașel, ceea ce avea să sufere, să-și dea viața. Și ăsta bocez, a mai zis gura lui Iisus, și către fiii Zebedei, când o mesc mama lor să-i fac o șerere. Și-o șerut de la Domnul, că unul din ăștia să stai la dreapta, unul la stânga lui, când va veni slava lui la împărăție. Domnul a zis, nu știți să cereți, puceți voi să-și vezi paharul care l-o-i bei eu și să și bocezați cu bocezul cu care și eu bocezat? Și aia doi și-au răspuns. O zis, pucem. Și lui Iisus i s-a și dat acolo pe loc. Nu i-a contrazis. Și-a zis că te-i adevărat, zice, că-ți bea paharul și el îl bea eu. Și s-i bocezați cu bocezul cu care și eu. Dar și în seara de a sta la dreapta sau la stânga, nu atârnă de mine să o dau, că e pregătită de tată. Ce fac să o scăpa Iisus de ei? Și eu l-am murit, ca n-a atârnă de el. Așa că, deci, dragi mei, ce e de făcut? E de-a mea rebeunul meu Hristos. Apoi, dacă el arată clar, în Marcu 16, când o trimis apostoli, cu 16, mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice pătură. Cine crede și s-a boceza,
să vă mântui și în numele crede și apa și să vă o sânge, așa scrie acolo. Și Iisus a zis așa, iată semnele care au însoțit pe cel crede în mine, în numele meu scoate dragi, vor vorbi din noi și-am pământ de pace și-o pune mâinile peste bornavi și bornavi se vor tămădui. Deci, drumul are semne și arată direcția încotro mere drumul cu tare și ăla încotro mere are semne și oamenii se orientează după semne dacă cunoaște semnele. Și se duce unei țintă. N-amul să știți și calea lui Hristos, care a zis gura lui Hristos. Iată semnele care i-a însoțit pe cel crede. Apoi porce și primări, că noi nu ne mântim, dar să însoțească semnele, dar nu are nici noastră. El adevărat, Domnul să vă binecuvânteze. Așa că, deci, asta ar putea lărgi aici, dar fiindcă e limitat și frații, n-a și pe alții. Deci, aș dori la preci, la ascultători și anume că vreau să închid, dar știți se, aș vrea să vă spun care e sânșel ăla care a făcut omul, l-a făcut pe om, ăla știi și ei om, că el a făcut pe fiecare și el cunoaște pe ea care sânșel, el cunoaște pe ea care-s dormiș și cu toată inima vrea să-l găsească pe Dumnezeu. Deci, să știți, dragii mei, că la care e de mântuire, nu cotați la oameni care vor gesti de o împărăție ușoară. Să buceți într-a încălțați, îmbrăcați acolo, făcând și alea rele și și alea bune. După aceea să nu vă duceți. Că o zis așa gura Duhul Sfânt din gura lui Pavel. În 2 Timotei 4, versul 3, că a venit vremea, că o stăruit de Timotei, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui, la timp și ne la timp. Mustră și altă îngeană toată blândeața și învățătura. Că a venit o vreme, când oamenii n-au mai putea suferi învățătura sănătoasă. Și ce zice? Să nu înțeleagă și neva că, deci, gâdilatul, iaia, că-i vorbești cuiva și nu-i supere. Nu arată papă. Când zice că a venit vreme când oamenii nu mai putea suferi învățătura sănătoasă. Acolo în 2 Timotei 4 cu 3 și ce arată? Cei vor gâdila urecile? Să audă lucruri plăcuce. Gâdilatul nu e aia că bâzâie că ai vorbit și nu te supere. Nu ai gâdilatul. Gâdilatul e aia că zice cei vor gâdila urecile să audă lucruri plăcuce. Adică gâdilatul e că le face plăcere să audă lucruri plăcuce și își vor da învățători după popce. Pe ăștia să lăsească așa. Arată Biblia când o orică la zașa alor, să duc amândoi în roabă. Cuvântul zice aici, povățuiesc poporul ăsta în ducă rătășie, dar zice Isaia, 9 cu 16. Aici să lasă, povățuiți de ei, îți pierduți. Nu vă duceți după așa. După cine? După Hristos și după aia care de pildă vă arată o cale. Nu-i bai, cât de ngustă și cât de strântă poartă. Numai să ducă la rai, Domnul să vă binecuvânteze. Și dragii mei, cine
l-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 l
vă spun că vor și vrea să închid. Cine l-a căutat cu toată inima? Cum l-a căutat Maria Magdalena la mormânt? Ucenicii și Petru cu Ioan s-au dus și au văzut că nu-i Domnul mormânt, s-au dus către casă. Ei au crezut, dar nu convia Domnul. Au crezut că l-au luat cineva de acolo. S-au dus în treabă. Dar Maria s-a pus pe plâns. Pe plâns și s-a dat să mai uite unde era trupul Domnului. Și bea de acolo doi îngeri îmbrăcați în alb. Și o întreabă îngerii, dar de ce plângi? De cine cauți? O întreba. Și de o cunosc cu îngerii, de ce plânge? Și pe cine caută? O cunoscut, dar vrut să scoată ceva din ea. Și ce le-o răspund Maria? Zice, pentru că l-o lua pe Domnul meu și nu știu unde l-o pus. Nodea plânge și o durere. Unde e ăla care o scos din ea șepce draj? Unde e ăla care o temăduit și plânge? Deci, și când vorbea cu îngerii, se întoarce și-l vede pe Iisus, stând în cișoare, dar nu-l cunoște, o crezut că-i grăginarul. Domnul i-a zis, femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? Dragii mei, ăla care-a făcut omul, nu știu el, că de ce plânge Maria și ce o doare. Bine, o cunosc cu de ce plânge și pe cine caută el. Dar Domnul, ca acum și vostru străin, de ce plângi? Pe cine cauți? Și e iozânul lui Iisus. Neștiind că-i Domnul. Zice, Domnule, dacă l-ai luat de aici, spune-mi unde l-ai pus. O crezut că e grăginar, mai mare greci. Spune-mi unde l-ai pus. Și mă duce și l-a luat de acolo de unde l-ai pus. Aș fi vrut să mai vadă și cu palmele spate de cuie și cu fruncea țăpată de stinge, cu luna de stinge, dar nu mai fost îngăduită să-l vadă așa. Și deci, când o zis, spune unde l-ai pus. N-acum aștepte, ne apropiem și la o problemă. Deci, cum să îi se descopere Iisus, Marii să-l cunoască. Știți ce a făcut Iisus? S-a apucat și și-a întors vocea, aia care o avea că era în viață. Cum zice Ioan 10, oile mele cunosc glasul și nu se duc după glasul străinului, că cunosc glasul cui a păstorului adevărat, Domnul să ne binecuvânteze. Și atunci când își întoarce vocea și știi ce face Iisus, s-apucă și își cheamă oaia pe nume. Își cheamă oaia pe nume și îi zice, Mario, eu zic așa, Mario, l-o cunoscut de pe voce, că-i Domnul Iisus și eu zic, rabun, adică învățătorul, tu ești. Și atunci Domnul i-a zis, nu mă ține, nu mă ține. Și duce la frații mei și spune-le că mă țin la tata meu, la tata vostru. La Dumnezeu meu și la Dumnezeu vostru. Așa i-a spus Maria. Și s-a lăsat descoperit. Ei s-au arătat înainte la tăți, Marii Magdalini. El a văzut prima dintre tăți. No? Dragii mei, vă spun la preci, la ascultători, când l-ați căutat ca Maria Magdalini,
ușa, cu lacrimuțele pe obraz, cu toată inima, Doamne, arată-ne calea de împrăpăcea. A va veni Iisus și îți arăta calea aia pe care o vezi el și de pace așa, și ajunge cu el acolo.